Selecționerul Adrian Văsâi a nominalizat astăzi cei 20 de jucători din lotul României pentru campionatul european sub 19 ani. Din el face parte și fostul junior de la Luceafărul Drobeta, Eduard Radaslavescu, care evoluează acum la Farul Constanța. Reprezentativa Under 19 a României va participa în perioada 18-24 iunie în fața grupelor a campionatului european Under 19 din Slovacia. Tricolorii au fost distribuiți la tragerea la sorți în grupa A, alături de Slovacia, țara gazdă, Italia și Franța. Mijlocașul central născut la 30 iulie 2004 este printre jucătorii cei mai remarcați ai grupării dobrogene în recenta stagiune de Liga 1. Juniorul Radaslavescu a fost utilizat la Farul în 25 de partide oficiale, 24 în Liga 1 și una în Cupa României, iar la Națională și-a confirmat forma excelentă, motiv pentru care merge și la Euro. Înainte de turneul final, Naționala Under 19 a efectuat două stagii de pregătire la Miercurea Ciuc în perioada 27 mai 3 iunie și la Centrul Național de Fotbal Buftea în perioada 6-15 iunie. Plecarea tricolorilor către Slovacia a avut loc astăzi.